Proiectul Doica se vă întinde, arhitectura în școala Pia Brătianu, este un curs la care participă elevii clasei a 7-a. Ne întâlnim în fiecare săptămână plin de entuziasm și curiozitate pentru a dezbate și a crea idei în legătură cu acest proiect. Astfel am ales grupul sanitar de la etajul 1, holurile școlii, gardul de împrejmuire și zonele de recreere din curte. Happy Bathrooms! Grupul sanitar va fi renovat pentru o atmosferă modernă și veselă. Faianța și grisia vor fi înlocuite, ușile vor fi redecorate, iar coșurile de gunoi și capacele de toaletă vor fi schimbate. Acesta, odată realizat, va constitui un concept care va fi aplicat în perioada următoare tuturor grupurilor sanitare din școală. Deck Hall. Holurile școlii vor fi decorate cu panouri pe care elevii din ciclul primar vor putea afișa planșele lor de desen cu diferite teme de lucru, dar și cu vopsea multicoloră. Make Pia Brătianu's fence green again. Gardul de împrejmuire va fi redecorat pe fața interioară a curții astfel. Vom confecționa cauciucuri jardinieră în care vom planta viță de vie sălbatică ce va crește pe gard și îl va face verde, ecologic. Altă variantă ar fi decorarea prin vopsire. Cauciucuri pe câmpia. Curtea școlii va avea zone de recreere amenajate cu materiale reciclate. Proiectul constă în principal în folosirea de cauciucuri pentru scăunele, jardiniere și alte elemente de mobilier urban, vopsite în culori expresive. Îi invităm pe cei cărora le-am trezit curiozitatea în interesul să participe la acest proiect prin voluntariat, donații, materiale sau în bani. Orice mod de implicare este binevenit. Dacă vă place proiectul, puteți să ne dați like-uri pe pagina noastră de Facebook de arhitectura în școala Pia Brătianu și, de ce nu, să câștigăm marele premiu al concursului lansat de sponsorul nostru Porsche.